E mult mai periculos ce văd eu acum, că se întâmplă cu drogurile în școli, sunt o grămadă de scandaluri. Ai văzut cu drogurile în școli, au arestat o grămadă de copii ăștia de bancă astea care vindeau droguri. Suna trecută tentativă de omor la o profesoară, a pus brișca la gât. Adică la noi în școli acum e un haos îngrozitor. Droguri, vagabonzi ăștia, tot felul de oameni de nimic, n-au uniforme, n-au nimic. Adică școala s-a dus rău de tot, nu păcănele la 300 metri problema, sau la 400 metri, sau la 500 de metri, dar... De câte ori campanie electorală, din 4-4 ani, politicienii sunt ipocriți și o bagă pe asta cu școlile. Deci, 300 de metri înseamnă o nimica toată. Dacă mergi 300 de metri, faci în 2 minute. Marian, dacă e 500 de metri și vrea la situație, nu-și joacă, asta e doar așa, campanie electorală, atât. Problema foarte mare este educația de acasă, educația. Părinții sunt foarte ocupați, îi bagă o tabletă în brațe, are anturaje. Cum le duci tu dacă tu la 15 ani îi lasă să vină la 3 dimineața acasă sau la 4 dimineața pe copil mirosind